Și voiam să vă mai întreb ceva foarte important legat de bocitoare. Aveți cumva și serviciul acesta la dumneavoastră? Externalizat. Este externalizat acest serviciu, nu avem bocitoare in-house, ca să zic așa. Dar presupun că mă puteți ajuta cu un contact găsim, nu? Găsim, adică da, dar credeți, sunteți totuși convinsă că doriți bocitoare care n-au nicio legătură cu mătușa dumneavoastră? Da, da, noi nu avem foarte multe, nu mai avem multe rude în viață, eu nu știu cât o să plâng, că nu aveam chiar o relație foarte... Prietena mea, Diana Ticiu, vine pentru o sumă modică. Poftim? Găsesc pentru o sumă modică, am aici pe cineva, Diana Ticiu, care e bocitoare de profesie. Deci, practic, voiașor, ochie splendidă și un sicriu din abanos, probabil, și voia și bocitoare. Mă, dar cum să iei bocitoare azi? Dar cine a inventat moda asta cu bocitoarele? Cum? La țară, din bătrâni, babele care se prefac ele la orice... Corect! Dar cum adică să ajung eu să mă duc să-mi sun la telefon, pe internet caut bocitoare? Da, n-am trebuit să caut, scrie Ticiu, aia zic că se oferă. Pentru ce suma modică de 500 de euro... Păi, ce crezi? Ticiu n-a lucrat toată viața ei, o să lucreze la bătrânețe, bocind. Ofer servicii de plâns la mormântări animate. Plâns simplu, 30 de euro. Plâns și tăvălit pe jos, 100 de euro. Plâns tăvălit pe jos și aruncat în groapă, 300 de euro. Set complet. Te plângi și te tăvălești pe jos, te arunci în groapă și peste sicriu. 650 de euro. Vă repartizez acum la un agent de-al nostru și vă resună pe acest număr de telefon. Mulțumesc mult! Vă resună înapoi și vă ia toate detaliile pe care le notează, toate detaliile pe care le cereți dumneavoastră, vă mai face el niște sugestii din catalogele noastre și după aceea o să mergem să ridicăm decedata de la adresă. La cruce, condoleanțe încă o dată. Pentru cruce, da, tot cu noi, tot cu noi, sigur că da. Tot cu dumneavoastră. O chema Cornelia, mi se spunea Vandata, doamna Cornelia. Da, sigur că da. Notează agentul toate datele. Bine, doamnă. Bine. Mulțumesc și eu. La revedere și condoleanțe încă o dată. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. La revedere. Eu nu pot să fiu la client service, că ăștia sunt nebuni. Bine ați venit în domeniul funerar. Nu pot la client service. Da, eu am găsit aici că se închiriază bocitoare profesioniste. Da, Ticiu, și mergi și tu și faci... bugetul doamnei. Da, și faci un ban, Diana, că tu și așa nu ești amploioată nicăieri. Uite, bocitoare preț. Bocitoare profesională, slujbă plătită bine. Cât dă unui domnule prețul? Lasă, închiriez bocitoare. Aoleu, 1000 de euro... Plânge și se aruncă și pe groapă. Dar să... Nu! Păi da, măi, uite, deschide să vezi. Accept și vezi, ai puțin. Se cum aruncă. Adică 1000 de... Atâta costă? Bocitor profesionist, 1000 de dolari, plânge și se aruncă pe asta. Ăsta o fi, cred, de culoare. Așa am găsit pe internet. Deci putem să oferim și serviciul ăsta de plânzet. Cred că se întâmplă lucrul ăsta mult frecvent. Adică cred că face parte din tradiția poporului român, povestea asta cu... bocitoarele, cu jelania, cu exprimarea tristeții public sau, mă rog, agresiv, că nu e cuvântul potrivit, cu exprimarea, adică să, nu știu, tristețea să fie reprimată cumva. Și probabil că chiar dacă stăm în orașe, ne rămân din trecut povestea asta cu... Poate să fie o idee, pentru că n-am văzut la București bocitoare. Bine, eu mă bocez de obicei, dar nu știu dacă pot să o fac la o mormântare. Vedem. Nu se știe niciodată unde ajungem în viață. Mai discutăm la noi la birou gama de servicii exagerate ale noastre. Cunoscând personalitatea dumneavoastră și aflând că urmează să ne întâlnim, mă gândeam că cel mai pertinent v-ar fi să facem o colaborare în ceea ce privește vestimentația persoanelor decedate. Exact. Și cred că acolo cu pertinență veți putea să vă impuneți. Am putea să facem asta. Uite ce minunată propunere. Chiar o să mă gândesc. În general, mult negru? Nu. În general, respectăm dorința persoanei decedate sau ce am reușit să deducem. Se mormântează cineva în roz?
se mormântează în orice culoare. În sclipici? În sclipici, în paiete, în pene, în ce dorește, ce dorește familia în principiu. Ți-am zis că nu tu decizi când ești moartă. Da, dar asta aș vrea ca tu să oferi și mi-ar plăcea un serviciu Diana, în care tu să decizi cum ai vrea să fie finalul. Dar ei decid acasă la ei, dar tot pe mâna mea rămâi. Stai liniștită. Ne poate ajuta un avocat bun, un notar, un testament. Exact, când vii cu un testament, evident că așa se face. Și când vii pe banii tăi, cu care va să zică, nu pe banii familiei sau prietenilor. Cât ești pe banii prietenilor, ladă. Mă îngroapă statul, dragă, n-ai auzit ce ai? În ladă. Se îngroapă dacă nu sunt costuri, se poate îngropa statul, te îngroapă, nu? Te îngroapă. În ladă. Afară nu rămâne nimeni, cam indiferent de situație. Asta vreau să aud. Deci te îngroapă oricum. Se găsește cineva să ne îngroape pe fiecare. În ladă. Hai tu de unde să știi? Pretenții nu putem avea așa. Cine se duce prima dintre noi două? Eu vin cu la domnul, o să vin din stat, te trimit săptămâna viitoare. La 1,45 m aveți o ladă? N-am 1,45 m, am 1,62 m. Stați liniștit. Ana Maria este pe standard. N-am văzut lada, dar mi-imaginez că clar o ladă. Probabil că sunt și foarte mulți oameni care nu au bani de sicriele alea deosebite și nemaipomenite. Și probabil că ultima variantă și cea mai ieftină este lada. Cum nu există? Din moment ce exista o ladă și domnul ne-a confirmat că a mai avut comenzi de lăzi, e cu, probabil că este cea mai ieftină variantă. Ce înseamnă o ladă? Practic un sicriu din lemn nevopsit, eu așa văd, că nu e la propriu o ladă. Auziți? Aud. Eu aș vrea să totuși să probez un sicriu. Înțeleg. Eu aș prefera să probeze lada. Și asta pot să înțeleg. Vă rog, concentrați-vă pe mine. Eu mă concentrez suficient de bine, sper. Care este motivul? Pentru că vreau să văd dacă e comod. Pentru că sunt sigură că rudele o să vină cu această întrebare. Dacă e comod? Da, sunt convinsă că ați avut și astfel de întrebări. Ați avut? Ar fi existat, am reușit să deduc. Vocale n-au fost. Bun. Clientul nostru, stăpânul nostru, corect. La front desk te pun, Diana, pe tine. Să înfrunți ce înfruntă și domnul Cezar aici de dimineața până seara. Ies, cum te trece? Bine. Eu am teoria asta că e important foarte mult dorința celui. Probabil că fiecare ne gândim la moarte. Cu cât înaintăm în vârstă, începem să ne gândim. Și fiecare avem o idee despre cum ar putea să fie povestea asta în mormântării. Și cred că Ana aici vrea să vină cu noua ei firmă, să facă cumva pe placul celui care se duce. Și cred că cred că e frumos să poți să alegi cum te duci. Păi, cu siguranță. Și din cauza asta, probabil, de exemplu, o persoană, nu știu dacă e extravagantă, diferită, probabil că ar vrea altfel. Altfel de ce orice altă firmă de pompe funebre ar putea folosi. Da. Din cauza asta cred că se întreabă și Ana, de exemplu cu sicriul. Da. Unii chiar se gândesc dacă e așa. Eu m-aș gândi. Și eu mă gândesc. Pentru că pentru mine moartea nu e dispariție pur și simplu. Adică mă gândesc că nici într-o altă formă cumva. Mi-ar plăcea să fiu comod. Suntem mai diferite, nu este adevărat. Nu vreau să ne înțelegeți greșit sau că luăm în derâdere nefericirea tuturor. Dar ar trebui să ne gândim că ni se întâmplă la un moment dat. Și cred că ar fi frumos să se întâmple după placul tău. Dacă tot n-am trăit în viață cum am vrut eu, măcar să mă duc cum vreau eu, o să pun în testament asta. Dar de ce te uiți la mine de zici că eu aș fi datoare să mă ocup de mormântarea ta? Păi nu așa ai zis? Că nu. Tu mă mor, tu mă îngropi? Nu. Am zis că eu o să fiu un insulele Cook în vilă și tu nu știu pe unde o să fii, până altă parte de planetă, crăpată, când ai de crăpat. Și eu o să zic un Dumnezeu s-o ierte și eu o să scuip în sân de 3 ori și o să mă duc înainte în viață, pe plajă. Sperăm să nu mă duc prima. Ana, știți că probabil și-a pierdut ambii părinți destul de recent și la foarte aproape distanță unul de celălalt. Și cumva am încercat să o ducem într-o zonă mai, nu știu dacă, nu vreau să mă înțelegeți greșit, într-o zonă umoristică.
toată povestea asta și noi glumim despre cine se duce prima, conform vârstei ar trebui eu, Dios comisă că se duce ea și avem tot felul de glume ce se va întâmpla cu noi după. Și asta și încercat cu Lada, că sigur mă va pune în ladă, că nu va cheltui ea bani cu mine de mormântare. În ladă te las și i-a încercat și pe băieții ăștia că-i bat dacă te mai măscărezi și te fac să pari prostuță la televizor. Că tu una, două, tu drăguța și ești de tine. Și intri una, două în jocul lor și te măscărezi ca pe dracu, că oamenii ăștia de la televizor n-au scrupule, iubita mea. Dar de ce plănuiești zilele astea? Că acum nu merem în ladă, acum termină mama testimonialul și mergem la casa ta cea nouă ca să o plătim pe doamnă și să-ți dea apartamentul. Hai, da, du-te de aici. Nu vreau să vă spun despre singura certitudine pe care noi oamenii reușim să o avem, și anume moartea. Așa că am văzut persoane extrem de bogate, să-i spunem, financiar, pe care nu i-am găsit pregătiți. Am găsit persoane înțelepte pe care nu le-am găsit pregătite. Ne pregătim noi așa. Pregătiți să ce? Să facă față realității că apropiatul lor a decedat? Nici asta, nici că ei urmează, nici legat de costuri. Am văzut persoană, vă spuneam, bogată, să nu fie pregătită pentru costurile respective. După cum dumneavoastră îmi spuneați de 15.000 de euro, da, e o sumă probabil mică într-o altă țară. Da, eu m-am un pic, eu așa mă gândeam, dar n-a fost cazul. Cred că nici nimeni nu e pregătit, de fapt. Păi asta, pornind de la ideea singurei certitudini pe care o avem, e frumos să credem că moartea înseamnă cunoaștere. Cred că ne dorim cu toții să fim invisibili și credem că e pentru totdeauna să fie așa tânără și frumoasă ca mine. Da. Creiere nu îngropați, nu? Creiere încă nu, dar dacă avem ofertă clară...